crimă odioasă la Cahul. Un bărbat în stare de ebrietate și-a împușcat dintr-o armă de vânătoare fosta soție și soacra. Tragedia a avut loc sâmbătă seară într-un bloc din centrul orașului. Potrivit poliției, cei doi soți locuiau separat și se aflau în conflict. Individul a tras în femeie în timp ce aceasta, împreună cu mai multe rude, se întorceau acasă. Soacra acestuia, de 69 de ani, a murit pe loc, iar soția, de 49 de ani, a decedat la spitalul din Cahul. Oamenii legii au stabilit că suspectul avea o concentrație de alcool în aerul expirat de 5 ori mai mare decât norma admisă. Totodată, acesta deținea arma de vânătoare ilegal. În acest caz a fost inițiat un dosar penal, iar bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore. Dacă va fi găsit vinovat, el riscă închisoare pe viață.